Ziua localității Cuvine a fost marcată festiv sâmbătă 4 octombrie prin decernarea premiilor de octombrie și desfășurarea ediției a 5-a manifestării Dejunul Bănățean, la care au fost prezentate vizitatorilor specialități culinare tradiționale. Sâmbătă 4 octombrie, Cuvinul a fost un punct atractiv pentru localnici și oaspeți. Pe platoul din fața Căminului Cultural, sub un generic sugestiv al Seneca de Dobroielo, s-a desfășurat cea de-a 5-a ediție a manifestării Banatski Fruștuc, manifestare organizată de Activul Femeilor din prima comunitate locală din Cuvin. La invitația organizatorilor au luat parte membrele activelor de femei din comuna Cuvin și încă câteva sate învecinate. Ele s-au prezentat cu specialitățile lor culinare. Mi smo danas doneli baš primenjeno ovoj temi, znači za gibanice, pogačice, proje, a inače mi imamo manifestaciju Dolovačka štrudijada i uvijek gdje god idemo predstavljamo se štrudlom, ali smo sad hteli da ispoštujemo ovu tematsku priču. Ovo su sve stara jela koje je pravio Aktiv žena iz Dubovca. Uglavnom su to jela koje su spremale naše domaćice. Tu su kifle domaće, onda gibanice, šufnudle ili njoke kako ih sad zovu, bečar, krompir, pogačice što bi rekli Dubovčani, testo sa makom, hleb s mašćom, sa pekmezom, sa medom. A vi ni se vide manifestacija, a sta juše surumja, amo doa i ce trăim. Și ea că tare frumos este lucruri de mână, mâncări bătrâne, pe bătrânețe, de la bunicile noastre, de la babile noastre, de la strămoșii noștri, toate mâncări spre bătrâneață. Așa că am venit la manifestația asta, e tare frumoasă, este și jocuri, dansuri și putem să vedem multe lume, dar și ea că ne vindem și noi românii, ne scam puțini aici la Cuvin. Am venit ea că câtă se văd pe aici acum, e frumos, va și frumos manifestația asta, este multe lume, nu m-am venit să văd, dar este România, este, va și este. Venim aici să ieșim cu mâncare, tradiția de la noi din sat, satul nimic, ale noi ne trugim să-l arătăm tot mai bun și pucem și ăla. Am primit de tot ce ala, cum vegeți, tot s-a mâncat, tot. Sunteți mulțumiți? Da. Mi smo se predstavili sa vlaškom kuhinjom i srpskom, pa svega je bilo, ali se dosta toga pojelo. Znači da je uspešno bilo? Da, nadamo se da jeste, trudimo se da bude uspešno. Pentru atmosferă degajată, femeile au pus tot sufletul pentru a atrage atenția vizitatorilor asupra specificurilor gastronomice ale regiunii. Aktiv žena Gaj postoji već 30 godina, možda i više, baš ne znam, ja sam mlađa, stariji su bili još od mene, ali ja otkad znam 30 godina. Nama je super, svake godine imamo po neku mladu ženu, ima nas dosta starih, ali imamo i sad i mlade u aktiv. Spremale su većinom one mlade, mi starije naredimo one pravo. Ima nas 18, trudimo se, radimo se malo selo, mislim da nas ovako dosta dobro radimo kako smo malo selo od nepuno njih 100 stanovnika. Eto, to je... Koje su vaše aktivnosti? Pa evo, recimo ovo, imamo 11. oktobra krofnijadu, imali smo u julu mesecu takmičenje u aranžiranju cveća, 4. po redu. Isto jako lijep odziv, imamo lepu saradnju sa svim udruženjima iz opštine Kovin, čak iz Pančeva, iz Vršca. Dolazite redovno na ovu manifestaciju? Da, da, da. Treći put smo. To ti je bono i še koljaše, jasno, še to dalje batrinje. Še malaj, še koljaše, žumerec, še rakije, kom se spun, cujka. To ti je bono. În urma inaugurării festive a început degustarea mâncărurilor tradiționale, apetisante, care a decurs într-o atmosferă de veselie și bună dispoziție. Cunosc manifestația asta și întotdeauna, dar anul acesta super toate satele, iaca așa de-aia venit. Totul e frumos și totul e gustos, se vede. Așa. Saradnici smo sa aktivom žena prve mesne zajednice iz Kovina
i prijatelji i normalno da se odazovemo svakom pozivu. Evo i ovog puta su naše članice bile vredne. Vidite da su uspele da sve ovoliko, ja mislim da je to vredno delo njihovih ruku, da se prikažu lepe kulinarske veštine, prvo u pripremanju, to je sve slano. Naše žene rade mnoge stvari, kao i sve druge žene, između ostalog radimo, imamo radionicu od reciklažnog materijala, prave od starih novina, korpe. Sada idemo na jednu, počinjemo u novembru novu radionicu tkanja. To ćemo da radimo u saradnji sa panonkama iz Pančeva, jer oni su duže postoje već, i tako da ćemo da upriličimo tu manifestaciju, onda ćemo za novogodišnji bazar da izlažemo to što su žene uradile. Această întâlnire a fost un prilej pentru a face schimb de rețete gastronomice și pentru a dovedi cât de bune gospodine sunt femeile din Cuvin și împrejurime. Danas smo se predstavili sa starim tradicijom od banatskog fruštuka, koje su naši stari deke, bake i to jeli ili za doručak. Bilo je slanina barena, slanina pečena, slanina sušena, čvarci, sir, luk, beli luk, crni, pekmezi hleb, masi hleb. Mi smo osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj. Ovdje smo da vam predstavimo užinu naših baka i deka. To su bili tadašnji banatska pašteta od čvaraka i sa belim lukom i masti hleba sa slatkom ili ljutom paprikom i soli. Evo, vidite se da išta se ove manifestacija pune ljubnja u Vinit Frumos, što zelali Frumose i stvari Aštec upspreše gradu i fajn manifestacija. Što je u Vinit Satur mënkër Frumose što bunje kumohos u rodate. Dhe në mënkër rrële ashtë e bëtërëni, që vë plaqe maj mërë? Kolashku ma, kolashku dhe kurkubete, dhe ureshnice, bubujenje, așa au fost în urme când eu am fost mic. Manifestarea Banatski Fruștuc, care s-a încheiat cu un program cultural-artistic prilejuit de societățile de amatori din Deliblata și Cuvin, a fost prima manifestare în cadrul marcării festive a zilei acestei comune. Poslujilo se lepo vreme, to obeležavamo danas dan opštine Covin, pa smo ovde malo skromno organizovali Banatski Fruštuk. Danas je 70 godina ujedno od oslobođenja opštine od fašizma, tako da zaista smo danas onako srećni i ponosni i na ovaj dan i na ovu suorganizaciju koju smo uspeli. Manifestacija je postala tradicionalna, Banatski Fruštuk. Više godina se održava. Jeste, tradicionalna, i nadam se da će svake godine biti to bolje i bolje i bogatije i bogatije. Noi tot anul facem la ziua astăzi, la 4 octombrie, manifestație, mâncare de casa noastră, cum a fost înainte, cum a făcut bătrânii, așa, puțin una alta, cine cât are, și am făcut și cred e bun. Noi facem banatski fruștuc, așa spunem, că se adune aici lumea cine știe și cine nu știe. Atunci se aduce mâncarea care cine are. Priti put ove godine pravimo ovu manifestaciju Banatski Fruštuk. Ona je do sad išla u maju mesecu, ali ove godine je moralo da bude premesteno, pa su nam sugerirali da pravimo 4. oktobra, pošto je to dan opštine. I vidim da su opštinari jako zadovoljni, jer sam ja rekla pravo narodno veselje, pravo narodno, da narod oseti praznik, to je Banatski Fruštuk, i to je tačno. În orele după amiezii, tot la Cuvin s-a mai desfășurat o manifestare prestigioasă, la care au fost înmânate premiile de octombrie. În prezența invitaților, delegații din România, Ungaria și Macedonia, Kosovo și Metohia, reprezentanții ai autorităților provinciale și locale și oameni de afaceri din rândurile localnicilor, meritoși pentru prosperitatea comunei, discursul inaugural a fost rostit de Tihomir Vukosavlović, președintele adunării Comunei Cuvin. La rândul lor, oaspeții din Cava Darții, Raț Cheve,
Recaș, Moldova Nouă și Zvecean au mulțumit autorităților cuvinene pentru întâmpinarea cordială. Celor prezenți li s-a adresat și primarul Dușan Petrovici. A urmat decernarea premiilor de octombrie. Placheta Comunei Cuvin a fost acordată clubului de fotbal Radnički din Cuvin pentru succesele obținute. Cele două distincții au fost acordate Secretariatului Provincial pentru Educație, Administrație și Comunitățile Naționale și Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia. În continuare s-a desfășurat un program cultural-artistic pregătit în cinstea oaspeților. Eu vin în calitate de consilier local și președinte a Uniunii Sârbilor din Stanceva, comunitate ce aparține de Recaș, ca și Mramura de Cuvin. Orașul nostru Recaș este înfrățit cu Cuvin. Este prima mea vizită oficială la Cuvin, să zic așa oficială, că de multe ori am fost, dar nu oficial. Și o să încercăm de acum încolo să avem relații mult mai ample și culturale cu orașul dumneavoastră. Suntem invitați la zilele orașului Cuvin. Suntem bucuroși că am fost invitați, suntem înfrățiți cu orașul Cuvin. Avem legături culturale mai vechi. Localitatea noastră se află undeva foarte aproape de granița cu Serbia, în România. Și doresc să vă spun că sunt mândru că bunicii mei au fost de naționalitate sârbă, lucru care ar trebui să îl simtă și românii care sunt în Serbia și au bunici și originele de naționalitate română. Conduc o delegație din orașul nostru, suntem la invitația prietenilor noștri din Cuvin de ziua primărie și de această sărbătoare 70 de ani de la Victorie și suntem foarte, foarte bucuroși, avem o relație deosebită cu orașul Cuvin și cu organizația românilor din Cuvin. Noi avem o colaborare foarte bună, sperăm să o păstrăm cel puțin așa, dacă nu în continuare să o dezvoltăm pentru a ne simți împreună, chiar dacă suntem români din Serbia sau români din România sau sârbi din Serbia și sârbi din România. Manifestarea a avut ca scop consolidarea bunelor relații a localităților înfrățite din străinătate cu oficialitățile cuvinene, care pot rezulta cu proiecte însemnate. Odată cu începutul noului an școlar, cei mai mici s-au reîntors la grădinițe. Preșcolarii de la grădinița din Vârșeț se pregătesc serios pentru toamna viitoare, când vor intra în băncile școlii. Un reportaj realizat de Otilia Pescariu. Zilele trecute am vrut să ne aducem aminte de lumea colorată a copiilor. Am găsit un loc perfect unde încă mai au loc jucăriile, creioanele colorate, blocurile de desen, dar și caietele și cărțile cu primele poezii învățate. Grădinița Buburuza din Vârșeț pregătește copiii pentru viitor, dar prin joc și prietenie. La această grădiniță, părinții își pot înscrie copiii la grupa pregătitoare în limba română, unde încep primele pregătiri pentru clasa 1 cu ajutorul educatoarei. Lucrez la grupa pregătitoare, deci e o muncă mai serioasă, trebuie să-i pregătesc pentru clasa 1. Se învață, avem trei cărți, adică fișe de lucru la limba română, la matematică și la cunoașterea mediului înconjurător. Și mai avem o revistă pentru copii Cârțco. Și se lucrează, deci, destul de serios, copiii trebuie ca să însușească, deci să cunoască literele. La matematică ar trebui ca să învățăm adunarea și scăderea de la, deci până la 10.
cursul pregătitor subînțelege și apariția temelor de casă. Nu prea preferate de copii, dar pentru a reține cele învățate la grădiniță, ele trebuie totuși repetate și acasă. Dacă nu se lucrează puțin și acasă, deci numai cu asta ce se lucrează la grădiniță, nu pe arețând, sunt micuți, mai mult îi place să se joace, asta e, da. Dar sunt și harnici când trebuie să se lucreze, deci sunt serioși și lucrează. De unde ești, Leonardo? De la Nisuși. Din câte am aflat, tu te trezești în fiecare dimineață, ești primul care ajunge aici. Da. Cu cine vii la grădiniță? Cu tati, mamă. Și nu ți-e greu să călătorești în fiecare zi de la Mesici, la Vârșeț și invers? Nu mi-e greu. Ce-ți place ție cel mai mult aici la grădiniță? Să mă joc. Cu ce? Cu Vuc. Și de-a ce vă jucați? Cu cărți. Îți place la grădiniță? Da. De ce îți place la grădiniță? Când mă joc. Învățați poezie în limba română? Da. Care e poezia ta preferată? Semafor. Ce-ți place ție cel mai mult la grădiniță? Să mă joc. Și cu cine te joci tu cel mai mult? Pentru că aici sunteți foarte mulți copii. Cu Beni. Vă înțelegeți bine pentru că sunteți mulți și pentru că vorbiți și în limba română și în limba sârbă. Vă înțelegeți? Da. Ți-e greu să te trezești dimineața să vii la grădiniță? Da. Cu cine vii? Cu mama și cu tăticul. Am aflat că știi și o poezie. Cu cine reciți tu poezia? Cu Beni. Grădinița de copii, plină e de jucării. Păpușele, ursuleți, cănușe și tot ce vreți. Dimineața-n zor de zi, veselime de copii. Nici ceilalți colegi nu s-au lăsat mai prejos și ne-au recitat și ei o poezie din cele învățate. Te duci tu la prin baie, ai grijă la traversare. Semaforul atent privește, că el te sfătuiește. De la cei mici despre educatoare am auzit doar cuvinte de laudă. Îmi place că e bun și să-i înțelegi. Îmi place că e răbdare. Da. Dumneavoastră aici aveți o grupă mare, care este formată din două secții, secția limba sârbă și secția limba română, și nouă ne este cunoscut acest fapt și deja ne-am obișnuit că acești copii merg împreună. Cum se înțeleg între ei și dacă există vreo problemă? Deci până acum lucrez deja de mulți ani, așa, și n-au fost probleme, deci părinții știu că este grupa așa, pentru că sunt puțin români. Puțin, din an în an sunt tot mai puțin copii și nu pot ca să lucrez cu ei 3, 4, 5, depinde. În alt an am și 6, 7, au fost an când au fost 2 copii. Avem 35 de copii înscriși, 30 la secția sârbă și 5 la secția română. Deci noi ne-am obișnuit unii la alții, foarte, din cauza că toți copiii români știu și sârbește, câte vreun copil mai învață. Acum este chiar început de an școlar, dar până la sfârșit de an învață ei și poezii și multe, multe lucruri, să numere. E singur în vii la mine și mă întreabă cum se spune asta. Deci foarte, foarte plăcute și foarte frumos și copiii se înțeleg, nu fac deosebire între ei, deci nu este eu sunt român, eu sunt sârb, eu sunt... Deci toți suntem una și foarte bine ne înțelegem. Și cu părinții și cu copiii. Cum că se înțeleg bine și le place să-și petreacă timpul împreună, ne-au convins chiar copiii. This is feel the lepuslaj. Pe doamna educatoare o putem doar invidia, pentru că își permite să se întoarcă în lumea copilăriei când vrea. După cum ne-a spus, se simte foarte bine înconjurată de cei mai mici și nu regretă că a ales această profesie. Mă simt foarte bine, plăcut, deci pentru că am ales această profesie, fiindcă iubesc copiii astea și îmi place foarte mult să lucrez cu ei. Oricum, nu putem să nu fim de acord cu Beniamin, care convingător afirmă.
la grădiniță e super. La zilele culturii Coșteiului din anul 2012, pentru prima dată pe scena Cămenului Cultural a apărut o nouă trupă de teatru alcătuită din copii care au prezentat spectacolul Visul Dianei. Scenariul și regia sunt semnate de Mariana Stratulat. Lumea cu povești și flori veți întâlni, nu mai toți. Și o lume inocentă. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor se dă iubirea ce-o purtăm cei buni să-l arătăm. Cea mai fericită fetiță de pe pământ. Vedeți câte jucării frumoase am. Mamica și tăticul îmi cumpără tot ce-mi doresc. Surioară, surioară, iarăși te joci cu păpușile. Iar de tema de casă ai uitat, ca de obicei. Nu am uitat, mi-am făcut tema de casă. Când? Imediat când a venit de la școală. Mă minți în față? Nu te mint, dar lasă tema acum. Am ceva mai important de făcut. Serios, ce poți avea tu așa de important de făcut? A, știu! Să te joci cu păpușile tale, să tași de păr, să le mezgălești cu carioca. Nu, după cum bine știi, se apropie ziua mea și mă gândesc serios să arunc păpușile. De ce? Împlinesc 10 ani, sunt deja mare și e rușine să mă joci cu păpușile. Acum vreau un animăluț mic și dulce. Și cu păpușile ce vei face? Le voi pune într-o cutie și le voi duce în podul casei să le roadă șoriceii, rochițele și codițele. Vezi ce rea și egoistă ești! Nu poți să primești animăluț, pentru că nu știu să fii responsabil. Asta nu e problema ta. Mămica și tăticul îmi vor cumpăra tot ce-mi doresc, pentru că mă iubesc mai mult decât pe tine. Ești rea, foarte rea! Te voi aștepta pe mămica și pe tăticul să vină de la serviciu și le voi spune tot. Nu poți face asta. De ce? Pentru că și eu le voi zice că Maria îți trimite mesaje de dragoste pe mobil și în plus îmi face și tema de casă. Noapte bună, surioară! Noapte bună! Pe tine te arunc și pe tine. M-am plictisit de voi. Acum vreau un iepuraș mic și dulce. Pe tine te-am primit de Crăciun și erai păpușa mea preferată. Poate nu te arunc sau poate te arunc. Depinde ce visez la noapte, dar ce mai important, îl voi ruga pe gerașul meu plătitor să-mi vină în vis și să mă învețe cum să fiu responsabil, ca să pot să primesc iepurașul. Noapte bună! Care copilaș are câte un înger ocrotitor. Eu sunt îngerul Dianei, m-a chemat în visul său ca să înveți cum să fie responsabil. Vai! Fetița dorește să vină visul îngeraș, dar va avea parte de o surpriză. Vă veni eu! Ia magicianul cerău și fără milă! Pentru că m-a supărat fetița lui tată. Vă vedea ea, să vedea și voi, și voi. Dacă nu mă aplaudați, rău o să mă supărați.
vrea să ne arunce, s-a plictisit de noi, ce soarte triste mai avem. Da, vă aruncă la șoricei să vă roadă rochițele și cotișele. Trebuie să facem un plan, să plecăm de aici. Eu? Nu plec. Sunt păpușa ei preferată. M-a primit în dar de Crăciun și a zis că nu mă va arunc. Doamne, ce frumoșică sunt! Am cei mai frumoși ochișori albaștri și cel mai frumos păroșca. Nu te bucura prea mult, poate te aruncă și pe tine. Depinde ce visează la noapte. Va visa ceva urât și te va arunca și pe tine. Da, te va arunca și pe tine la șoricei se roadă rochița și codice. Sunteți geloase! Fetița mă iubește și nu mă va arunca. Voi doar încercați să mă întristați, dar nu veți reuși. Eu știu că sunt cea mai frumoasă păpușă. Ce frumoasă sunt! Noi doar încercăm să deschidem ochii. Nu prea avem mult timp, trebuie să plecăm repede. Te rog, hai și tu cu noi. Eu? Zic să așteptăm totuși până dimineață. Să vedem ce a visat fetița. Și apoi, dacă tot dorește să ne arunce, plecăm în timp ce ea va fi la școală. Dar dacă ne aruncă dis de dimineață, dacă ne pune în cutie imediat când se trezește. Am o idee!